cei care le-au furtat nici nu mai există, au rămas copiii. Acum există o explicație și la grosimea pieptului. Aceasta e de vită, deci poate fi de cal sau de vită, de ou sau de vacă. Și aceste animale făceau parte din, ca și membrii familiei. Ele erau sacrificate atunci când nu mai erau bune de muncă, adică la 7 ani, deci cam atât de durată. Vedeți dumneavoastră, atunci îi sacrificam că nu aveți de scoapă pierd. Și folosea totul, carnea o mâncau și pielea făcea o pic. Cred că dacă rupei firele, rupei munca. Astea și pe mine le lăsau să le facă. Ba, la copii. Da. Era în țări, era frâșul și mă dădeai cu cuvete. Hai și băbea. Deci aveți așa creșteșuri. Da, am habar de... După ce scadă mai am creșteșuri. Dar e de muncă, adică e de... Să română. Crescut, îi punem la îngogoșat pitați acolo la spate îngrătat și mai puneam noi atunci pe frunză de stejar când am început noi până ne-am făcut grătare pentru toate. Aici recoltăm. Aici echipa, mama, de la care am învățat să țes sesătura de care povestiți dumneavoastră, care atunci se vindea pe sumână. Fel, acum mai am un colțulet acolo. Știți că cu aia am început, dar ia uitați unde am ajuns. La, vedeți ce finețe țesem și aici cum îi usuc, să nu iasă fluturii, dacă iese flutură ne rupe firul și nu e bun pentru ie și marabă. Trebuie să facem așa. Nu era scărmâna și pe la așa care e scărmânat. Fluturii pe care îi vedeți și aici, momentan, că pe urmă se, ei se sfarbă, nu știu, am încercat, aș încerca ca să-i pun în formol, să văd ce aș putea să fac, dacă îi pot păstra așa. Deci ce nu-ți vin? E o carafă, nu? Acum nu ghicește nimic. Deci e clar, o să fie... Schimbă, schimbă. Hai să fac o bază. Da. Am zis. Vreau să fac un urcio. Ce poți să modelezi, să faci ce vrei. Da. Schimb forma cum vrei. Da. Mână, da, mână stai. Totul stă în atingere.
tu. Nu. Ce strâmbături are și ce tremurări. Și încă învăț. Și păi.